Salutare, bine v-am regăsit la sezonul 2 podcastul La Cap. În acest sezon voi fi în studioul Tele7 ABC, un post care a repornit în online de aproximativ 3 ani și ca de obicei îmi voi lăsa invitatul să se prezinte. Bună ziua! Sunt Pavel Bârsan, sunt actor și vom afla pe parcursul acestui podcast alte chestii despre mine, cred, dacă asta e în plan. Sau vrei să mai spun ceva specific acum? În afară de actor, ce anume te-ar mai caracteriza? În afară de actor, nu mare lucru. Tată? Perfect. Îndrăgostit? Dar nu singurul om pe care îl caracterizează lucrurile astea. Hai să începem cu actoria și o luăm de la început. Când ai terminat facultatea și dacă îți mai amintești care a fost spectacolul tău de licență? Cum să nu? Normal, asta n-o să uit toată viața. Am terminat în 2005 la un ATC la clasa domnului profesor Gelu Colceag, iar spectacolul cu care mi-am dat licența a fost Romanțio și de Edmond Rostand. Vlad Masac îl regizase, iar acolo jucam rolul Bergamă. Vine un pic de acolo acela. Era foarte drăguț. Romanțio și începe ca o... Adică premiza e de Romeo și Julieta. Un băiat iubea o fată și părinții lui lăsa, sau cum era chestia aia. Da. Și sunt doi îndrăgostiți care vorbesc printr-un zid, printr-o crăpătură, printr-un zid, ei aflăm că fac parte din familii dușmănite, îndușmănite, învrăjbite. Iar în scena a doua, în scenele ulterioare, aflăm de fapt că tații celor doi adolescenți erau de fapt cei mai buni prieteni și care uneltiseră toată chestia asta, îi sprefăceau că sunt certați ca să le dea puțin condiment, ca să nu fie căsătorie aranjată care ar fi moartea pasiunii, să fie, exact, să le dea lor senzația că uite, înfruntăm soarta și așa. Deci o serie întreagă de răsturnări. Cât timp s-a jucat? Păi s-a jucat în stagiunea respectivă 2004-2005 la Casandra, după care am mai jucat și la Notara și așa, și chiar la Buzău am avut un... Am deplasare cu el. Da, da, l-am mai jucat și după facultate, cred că vreo. Știu că foarte multe spectacole. Pe vremea aia se juca la Casandra, vezi acum. Da, eu am mai prins Casandra. A fost una din ultimele generații care au prins Casandra. Acum, dacă o să revină, că am zis că l-a luat din nou un ATC-ul, te-ai duce la Casandra ca spectator? Bineînțeles, ca amintire. Cu mare drag, normal. Exact, și primul tău rol, hai să zicem, de actor profesionist, care a fost? Greu de spus. Păi am făcut... deci hai să zicem după ce am absolvit, da? Păi după, da. Cred că la Teatrul de Stat Constanța, da, unde am fost angajat 5 ani, Traniu din Îmbrânzirea Scorpiei. Ai fost angajat 5 ani și apoi ce s-a întâmplat? Am plecat. N-ai mai vrut tu sau te-au dat ei fără? Nu, n-am mai vrut eu, dar n-am plecat cu ceartă sau cu ceva. M-am dus, uite, și acum ziua aia, m-am dus, am trecut pe la birou, mi-am luat la revedere de la toată lumea, le-am explicat tuturor că nu sunt supărat, că nu plec de supărat, doar că s-a încheiat un capitol din viața mea. Adică, ai vrut să te muți în alt oraș sau? Păi eu sunt bucureștean, oricum, nici acolo, niciodată n-am fost mutat 100% și non-stop acolo, doar că, uite, îți spun pe față, venea chestia aia cu minus 25% și nu cred că aș mai putut să-mi permit să plătesc drumuri și așa din salariu de la stat. Tuns, ca să zic așa, da. Deci 2005, cam 2010, zici. Da, exact. Da, da. 2010, una la mână, doi la mână, începeam să am din ce mai multe treabă pe aici. În teatru independent. Da, exact. Și astea două coroborate m-au făcut să iau această decizie care nu a fost ușoară din punct de vedere emoțional. Țin minte și acum cum a fost ziua aia când mi-am semnat demisia. Basically, am plâns toată ziua, ca să o zic. Dar acum nu regreți. Cum? Acum regreți? Dar nici atunci n-am regretat. Nu era un regret. Era un regret. Era nu o nostalgie, nu știu cum să spun. Ca să o dăm filozofic, era conștientizarea faptului că se încheie un capitol din viața mea și cu fiecare astfel de sfârșit ai mai făcut un pas spre marele sfârșit. Dar a început alt capitol. Absolut, păi nu se neagă astea două, cum? E ca și cum e copilăria, nu? Că zici, bă, ce mișto era când eram copil și acum e foarte mișto, știi? Da. Bun, în București ajungem în prezent. Ne spui la ce teatru joci? Păi nu cred că avem timp. Da. Păi am la Teatru Avangardia vreo două spectacole, am Ding Dong și Sherlock Holmes și Shakespeare Întregătorul, am la Teatru Roșu trei spectacole, Fanteziile soțului meu, Gunoierul și Femei bune pentru bărbați nebuni. Gunoierul se mai joacă? Gunoierul? Da, în seara asta l-am, de aici acolo. Da.
Mai am la Teatru Cochetul spectacol care se cheamă Doamne ce zile minunate. Am regia lui Răzvan Oprea, două spectacole. La Wonder Theater sau la... La Wonder Theater, da. Am unul, se numește Totul sau Nimic. Și mai am unul pe care îl jucăm, acum îl vom juca la Teatru Național, se cheamă Ia-le banii. La Teatru Cochet mai am trei spectacole pentru copii pe care le joc în limba germană când e vreo comandă de la vreo școală, și anume Calif Storch, adică na, Califul Barză, Grile und Ameise, adică Greile și Furnica, și Martin Held der Armen, adică Martin Erou al Sărmanilor, despre Sfântul Martin de Tur. Dar și limba germană perfect? Perfect, e mult spus. Deși am învățat-o și din familie și am putut după aia grădiniță, școală, liceu cu predare în limba germană, deci germană ca limba maternă, doar că de când am terminat liceul acum 23 de ani, n-am mai vorbit cu nimeni, mi-am pierdut total exercițiul. Că n-aș putea să spun că o știu ca pe... Dar pot să văd un film în germană fără subtitre, să zicem. Am înțeles. Știi? Da, stai să revenim, ce mai am pe aici? Am la Teatrul George Ciprian din Buzău, două spectacole, Chirița în provincie și Bolnavul închipuit. Mai e și acela cu Valentina pe bune. Bune, cu Valentina Visarion, da, exact. Știu că ăla a câștigat la Buzău, la Buzău, tu ai câștigat premiul. Premiul cel mai bun actor, da. Ce mai am? Jubileul unei bănci private, mai am spectacolul meu Improvis Neland, care e cu trupa mea de teatru Improvis Neland, trupa mea de teatru de improvizație. Cu Axel Mustaș? Și cu Axel, da. Și cu Axel. El a venit cu ideea să ne înființăm în 2008, dar avem mai mulți colegi. Și cum e ca actor de improvizație? Te ajută? Te ține ca actor? Enorm. Te face să fii mai prezent în scenă, cumva. Deci ai recomandat tuturor actorilor să... Și... Tuturor. Și nu numai tuturor actorilor. În principiu tuturor oamenilor. Păi, dacă nu ești, poate n-ai talent, poate nu. Nu contează, că nu trebuie să... Adică e ca și cum ai recomanda să învețe să înoate unui om care nu vrea neapărat să devină campion mondial la not. Dar te ajută să știi să înnoți. E, așa și aici cumva îți dezvoltă niște treburi. Teatru de improvizație. Și când ai apucat de improvizație? Din facultate am făcut tot cu Vlad Masaci, după care am avut o emisiune pe TVR2, se chema Campionatul de Comedie, Improvizibili, și de aici am format mai multe trupe. Uite că asta mi-a scăpat, nu știu, n-am... Păi e și destul de veche. Nu sunt chiar așa tânăr, așa că... Eu, scuze, tu vorbești. Stai, să văd dacă am uitat. Sigur am uitat ceva, dar nu știu ce, că dacă am uitat. Stai, deci avantgardia... Dacă, uite, dacă mi-aduc aminte, îți mai zic pe parcursul... În Sherlock Holmes și Jack Spintecătorul, ce rol ai? Sunt inspectorul Lestrade. Șeful Scotland Yardului, cum ar veni. Ah, da. Spune-ne un pic despre rolul tău și cum este să joci într-un spectacol de teatru thriller, că sunt foarte puține. Da. Sunt foarte puține pe în București, cel puțin, cred că avantgardia sunt cam singuri, da. Bine, mai era Cursa de Șoareci la TNB și cred că mai sunt unul. Da, ăla e un hudanit, exact. Mă rog, tot pe acolo. Tot, da, de mister cumva. E foarte, foarte, îmi place foarte, mai ales că rolul meu e cumva contrapunctul comic al întregii povești, adică e un polițist extrem de incompetent, să-i spunem, naiv. Și da, e o depresurizare un pic așa, că tot stai în tensiune și din când în când mai vine și Lestrade și paule, iar ăsta, cumva, într-un fel. Ok, dar cum să spun eu, cred că fără tot timpul, mie mi-a zis cineva, întreabă un actor, cum ar fi spectacolul fără rolul lui? Cred că fără rolul tău spectacolul ar fi la fel, mai bun, mai rău? Depinde de gust, ca să zic așa. Adică, tu ești contrapunctul să nu păi partea da. Comică. Asta zic. Și ar fi mult prea serios, nu? După gustul meu. Dar da. Sunt unii regizori care vor să facă spectacole fără contrapunct. Corect. Adică dacă e de dramă, să fie dramă cap-coadă. E o chestie de gust. Eu prefer treaba asta cu contrapunctul. Adică... O masă cu desert sau fără, dacă știi? Păi, dacă e masă de prânz, nu merge fără desert. Unii zic că merge, habar n-am. Păi nu știu. Eu nu sunt de părerea asta, dar unii... Ne povestești despre Pe Bune și mai ales despre premiu, dacă te așteptai să iei premiul la Buzău. Întâi spune-ne de personaje, că acolo în Pe Bune fiecare joacă mai multe personaje. Exact. Păi Pe Bune este un spectacol care are la bază piesa Chinezii de Michael Frayn. Noi am adăugat și o ramă, și anume doi actori care au un conflict artistic vis-a-vis de rolul teatrului și de ce își doresc ei de la profesie, și pe texte de Shakespeare la început. Și după aia, după ce se intră chiar în acțiunea piesei Chinezii, acolo, da, într-adevăr, asta e chichița din scriitură de la Michael Frayn, că sunt doi actori care pot juca cinci personaje. Și ce vrei să spun, doctor, cu asta?
Personajele tale. Da, pe personajele mele sunt... E un fel de party dat în casă și eu sunt gazda masculină din casă și un vizitator, care nu vreau să devalez chiar prea multe așa. Dar ei nu se pot întâlni. Da. Bun. Și cum este să tot schimbi personajul, hainele în timpul spectacolului? E obositor întâi și întâi? Poate că fizic e un pic obositor și nu dau seama, nu conștientizez în momentele alea. Plus că la 41 de ani mi-ar fi rușine să mă plâng de oboseală. Să se plângă cei de 60, da. Exact, da. Doar că da, e foarte plăcut, adică ai o, ai o, nu, cum spun eu, o nerăbdare așa în tine. Știi, asta mai întreabă multă lume. Bă, tu mai ai emoții la spectacole? Mai ai, vreau să zică trac, dacă da. Mai am trac. Și spun, bă, nu e trac de la paralizant, e o nerăbdare, adică abia aștept să veniți, dragi spectatori, ca să vă fac să râdeți sau să vă creez efecte, să vă fac să plângeți, dacă așa. E, așa e și aici. Când fug de la o schimbare de personaj la alta prin culise ca să mă schimb în următorul personaj, e o bucurie că știu că oamenii nu se așteaptă și de-abia aștept să le creez aceste efecte, să intru în scenă și să... Și te așteptai la Buzău să câștigi premiul? Nu știu ce să zic, dar... Mi-am pus probleme, m-am întrebat, dar nu era, adică nu de asta am jucat, domnule, evident că nu vreau să iau premiu. Dar m-am întrebat dacă se va întâmpla chestia asta sau nu. Ce alte premii ai mai câștigat de-a lungul timpului? Păi am luat premiul pentru cel mai, în primul rând am luat premiul la Gala Absolvenților, unul dintre cei premiul pentru cel mai bun actor, la egalitate cu Mihai Bendeac și cu Bogdan Cotleț. Oh, ai fost în serie celebră. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. După aia, în 2008, am luat premiul pentru cel mai bun actor la Gala Tânărului Actor de la Mangalia, Gala Hop. Pentru? E un monolog de Steven Berkoff, se chema Actor. Uh-huh. Eu l-am tradus. E interesant, până atunci eram exact împotriva noțiunii de Gala Hop. De până ce? În 2008, pentru că ziceam, domnule, ce asta? Pe cine? Ne ducem ce? Să ne arătăm mușchi, zicem care e mai șmecher? Ce legătură are concurența cu arta? Adică are în sensul că mergem la un casting, am doi pe aceeași rol și doar unul o să ia, dar nu la modul că hai să vedem care e mai șmecher. E, dar când am citit textul ăsta, într-o subtime de secundă mi s-a schimbat perspectiva și mi-am zis, pe ăsta trebuie să-l zic la Hop. Și după ce ai câștigat, gata, gala e bună. Nu că eram împotriva noțiunii de Hop, împotriva participării mele la Hop. Înțelegeam poate de ce s-ar duce cineva. Și după ce ai câștigat acel premiu, crezi că a ta carieră a crescut? Adică ai fost băgat în seamă mai mult de regizori? Nu știu dacă a avut vreo influență sau nu. Am devenit băgat, dar nu știu dacă de la asta. Și nu, adică pentru că n-a fost un boost imediat după momentul. A fost scriptat, nu? Treptat, da. Era într-un fel de la sine, înțeles să se întâmple. Și acum, de atunci încolo, urmărești Gala Hop, urmărești actorii care câștigă? Mai cu rușine trebuie să mărturisesc că nu... Adică mă uit să văd cine a câștigat sau așa, dar nu mă duc la... Că nu am timp. Eu nu am timp să mă duc să văd într-o seară un spectacol al unui coleg al meu în București, să zicem. Așa să mă duc să-mi iau câteva zile, să mă duc până la... Ar fi foarte greu. Tu joci în fiecare seară? Aproape. Uite, în aprilie am vreo... Cred că am vreo 6 seri libere. 6 din 30. Da. Și nu-ți imagina, adică în restul zilei am filmări sau, știi? A, bun. Deci joci și în filme? O să urmeze un serial. Asupra care nu aș vrea să dau foarte multe detalii. Încă nu știu cât de oficial este. Dar până acum n-ai mai jucat, nu? Ba da, m-am jucat în seriale. Cum să nu? Spune-ne primul serial în care ai jucat. Primul? Mamă, nici nu mai știu. Păi probabil apariții în episoade din La Bloc, când eram în facultate, ca noi toți. După aia am mai avut... Deci în ce an? 2005 ai terminat, nu? Da, cred că prin 2004-2005 am avut. Eu mă uitam la Bloc, deci de-aia zic, poate ar trebui să-mi amintesc. Am avut vreo 3. Dar când era la ProTV sau când se mutase la canal? Nu, la ProTV. La ProTV. Da. După aia, să zicem, rol principal, era un fel de serial slash ăsta de sketch-uri. Se chema și Milionarii Plâng la Antena 1. N-a avut o viață prea lungă, a avut doar vreo 9 episoade, asta prin 2009 cred că se întâmpla. După aceea a urmat, cred că e mea după aia a urmat Tanti Florica, unde am avut un sezon. Da? A fost ultimul sezon de Mondeni, când am avut live-urile. După Atletico Textila, Mangalița, na, au fost. Cum e Florica Inescu pe platoul de filmare? Creativ. Creativ, improvizează mult. Da, ca om, coleg, e un coleg mișto? E expansiv așa, da. Cum să nu? Păi da, de ce n-ar fi? Nu știu, că despre unii actori aflu că sunt actori foarte buni, dar sunt niște, în ghilimele, scârbe. Da, nu și, e. Și despre alții aflu că actorul nu e atât de talentat. Bă, dar și ce om bun da, e? Da. Nu, Florin e echilibrat, adică nu pot să spui că...
mamă, vine la, la toți. Ești bine, te iau în brațe, te... adică nu da. Să se zice că suferă de ajutită. Tu suferi de ajutită? Mai scapă, mai am accese. Dar Florin nu ajută să spună chestia asta, dar e, adică nu, e, te înțelegi super ok cu el. Dark Bender? Mișu? Da. Nu, no, Mișu e poate și mai expansiv așa, e cu glume, e cu... Bine, ați fost colegi. Da, exact. Adică aveți un fel de altă relație. Da, nu e, dar cu toată lumea. Adică față de nimeni nu e, nu știu cum spun, superior sau arogant sau... Da, în filme de lungmetraje ai jucat? Foarte puțin, foarte puțin și mai degrabă roluri mai mici așa. Ce film? Am jucat în cealaltă Irina, am jucat în Și milionarii plâng. Păi, Și milionarii plâng a fost film? Cum? Și milionarii plâng a fost film? A spus Și milionarii plâng acum? Da? Da. Nu, Și milionarii plâng a fost serial. Păi nu, zi-mi filme de lungmetraj. Ah, păi, cealaltă Irina, Restuie tăcere. Restuie tăcere? Da, e ca un film, da. Plus astea străine, pe la... Restuie tăcere. Ai lucrat cu Nae Karanfil ca regizor. Cum e Nae Karanfil? Super creativ. E, cred că, nu știu chiar... El fiind și scenarist acolo, l-am văzut improvizând pe platou. Adică a venit cu o idee, a zis, uite, acum facem chestia asta. Deci era clar care, că care nu era în scenariu. Nu era în scenariu, i-a venit pe loc. A fost wow, a fost super simpatic. Și ce rol ai avut? Din Hamletul din film. Da. Francisco sau Bernardo, nu mai știu, din ăștia din Hamlet, cu care începe piesa Hamlet, care văd fantoma tatălui. Da. Deci n-ai jucat foarte mult în... Nu, n-a fost. Pe film nu am avut atât de mult. Dar ți-ai dori să joci mai mult? Mi-aș dori orice de la profesia asta. Păi nu, dar dacă ai avea de ales, ai renunța la câteva spectacole de teatru să joci într-un film? Greu de spus. Fiind freelancer, nu mi le-aș programa. Adică dacă mi se pune filmare în ziua X, nu-mi pun spectacol în ziua respectivă. Am înțeles. Sau te referi la... Cred că înțeleg de fapt ce ai vrut să întrebi. Între repetiții pe termen lung la un proiect și... Da, le-aș amâna. Le-ai amâna. Da, repetițiile la o piesă de teatru. Aș spune, măi, uite, încep niște filmări, le apucăm după. Da, cu n-aș renunța total. Cu ce regizori de teatru ai lucrat și care ți-au plăcut ție foarte, foarte mult? Alex Mihail, care mi-e și foarte bun prieten. Ce spectacol? Cu Alex Mihail am făcut povestea lui Ronald, clonul de la McDonald's. Am făcut... Unde? La ce? La Teatru Act l-am făcut. Era un spectacol lectură. Am făcut cu el comedie neagră la Teatru de Comedie. A fost chiar debutul lui ca regizor, pentru care a luat premiul ITER. Cu George Dogaru iar am lucrat foarte bine. Okay. Și îmi place foarte așa, prieten la cataramă cu mine. Spectacolul la Cochet, ce regie are? Doamne, ce zile minunate? Da, și cu Mihai Manolescu. Mihai Manolescu. Cu el am lucrat foarte bine. Ne știam din facultate cu domnul... Spune-ne un pic despre spectacolul ăla. Eu l-am văzut odată, a fost wow. Dar ca blogger am zis, bă, nu știu ce să scriu despre ea. Deci, nu știu. M-a dat pe spate. A fost, da. E o chestie foarte intensă. Teatrul Cochet e unul în presăratele mele și sala aia mică, așa. Da. Totul se petrece în fața ta. Adică exact. Dacă stai în primul rând, actorul e mai aproape decât ești tu de mine acum. Da, așa e. Păi asta e, da. Și asta e farmecul teatrului Cochet. Bineînțeles, da. Adică ai și cealaltă opțiune, te duci la un teatru mare, dar poți să vii și aici unde e mai intim, așa. Spune-ne de zilele minunate. De zile minunate. Păi, na, e după Samuel Beckett, e adaptat un pic de Mihai Manolescu și e, cum să spun eu, sună clișeu, dar e o comedie dramatică. Adică e absurdul ăsta existențial tratat într-o cheie de clownerie, să-i spunem, de bufonadă. Într-un fel. Și rolul tău? Rolul meu este Willy din piesa... Acolo e ca în teatrul absurdului, e o chestie dusă la extrem, amplificată, adică iese din realism. Ce a văzut Beckett, probabil stau eu și mă gândesc așa, că, na, în general, tradițional, se zice că femeia vorbește mai mult decât bărbatul, da? Păi ia să o ducem la extrem pe asta. Și atunci, practic, e un monolog lung al personajului feminin, toată piesa, și bărbatul mai are câte o replicuță din când în când, mai aruncă de după o mobilă, știi? E drăguță și totul tratat cu mici invenții comice, pe fondul că vorbeam de contrapunct, pe fondul cărora pică poate mai
mai frapantă drama și absurdul existențial, cum spuneam. Angoasa și regizor, frustrarea. Cum? Regizor, ți-ai dorit să fii vreodată? Nu. Nu? Consider că nu poți, că nu e de tine, că nu vrei, că nu... Că ar fi prea greu, adică nu știu. Nu vreau, măi, nu știu dacă ar fi greu. Am regizat spectacole cu cursanții mei, unde țin eu cursuri de teatru pentru amatori. Nu e, știi care e chestia? Nu cred că aș fi autentic în ipostaza aia. Adică văd cum mă dau jos dimineața din pat pentru meseria de actor și îmi dau seama că nu m-aș da jos din pat pentru meseria de regizor cu aceeași motivație și cu aceeași sete și cu aceeași... Și atunci mi-ar fi autentic. Sigur că în atâția ani poate am mai învățat și eu niște... Dar nu te-ar ajuta pentru cariera ulterioară de actor după ce ai fost și de cealaltă parte a baricadei? În ce sens? M-ar ajuta strict artistic să înțeleg mai bine niște chestii sau că în sensul că să-mi dau mie singur roluri? Nu. Strict artistic. Ai vedea altfel, poate. La nivel teoretic, oricum se întâmplă asta. Încep să le și văd un pic regizoral, poate, dar... Nu, plus că eu nu văd problema așa de pragmatic. Adică hai să fac chestii care să mă ajute pe termen lung. Știi? Nu simt să fac asta. Nu simt. N-aș fi autentic. Nu. Zine că câțiva din public m-au pus să întreb despre publicurile. Că tu ai jucat în o grămadă de teatre în foarte multe orașe. Simți că publicul e diferit, nu știu, în Pitești față de București, față de Constanța, față de... Variațiuni extrem, extrem de mici. Până și clișeul ăla că, domnule, ardelenii sunt mai lenți, e valabil doar într-o foarte mică măsură. Unde ai jucat în Ardeleni? Ai jucat în Cluj? Unde ai jucat? Da. Ca și în Cluj, am jucat multe ori. Dar pe ce scenă? Scena mare a Teatrului Național din Cluj? Sau? La Teatrul Național din Cluj n-am jucat încă. Dar unde ai jucat? La Reactor? La două cinematografe, la Florin Piersic și la, uite, celălalt trebuie să recunosc cu Victoria? Nu mai știu. Posibil să se cheme așa. Ok. Cred că vibrăm în general cam la aceleași lucruri. Greu să-i vorbești unui om despre ce înseamnă să fii îndrăgostit, să zicem, și să n-aibă nicio reacție, indiferent de background-ul lui cultural, geografic, de context, etc. Când vezi pe scenă un om că plânge că i-a murit pisica, la care ținea foarte mult, da, un exemplu. Greu să nu trezești empatie în chestii, știi? Da. Sau, din contră, greu să nu... Depinde ce vrei să arăți, poate vrei să bagatelizezi. Și atunci, greu să spui, domnule, ăla a trăit la țară, nu înțelege. Ba da, înțelege și el și simte și vede că în fața lui e un om care plânge și e greu să nu vibreze la astea. De asta zic că sunt foarte mici diferențe între orașe. Nu e că ăia din Pitești nu iubesc, ăia din București nu se bată, ăia din Cluj nu se bat. Mă refeream la altceva, poate râd la alte glume, poate sunt mai zgomotoși, ceilalți sunt mai cuminți. Da, asta e valabil și în București. Când joci în același... Nu sunt două serii identice, că de asta teatrul e o artă vie, nu? Asta vreau să te întreb dacă e o diferență și între publicul teatrelor clasice și cele private. Dar repet, nu mi se pare o chestie semnificativă. Nu? O chestie mică, da. Și tu nu simți ceva special, de exemplu, când joci pe scena mare a TNB-ului sau la un teatru important? În afara bucuriei că mă văd mai mulți oameni, și că cu cât mai mulți oameni, cu atât mai bine, în afară de asta, și bine, chestii minore, gen, într-un teatru de stat, să zicem, ai oameni care ți se ocupă de recuzită, de costume, de, și poate un pic mai comod din punctul de vedere. Dar ai jucat pe scenă mare a TNB-ului? Ai jucat, nu? Am, în facultate, da. Dar nu, ba da, am avut și replici, ba da. Da, în TNB-ul vechi, da. În sala, ok. În rest, ai jucat în salile... În toate celelalte. În toate celelalte. Și n-ai vreuna preferată, nu? Pot să joc aici, dacă mi-aduci niște oameni. Da, și aduc decor, aduc... Ok. Am jucat, crede-mă... Bine, în aer liber nu mai vorbesc asta, deja e... Am jucat odată într-o stomatologie. Wow! Era undeva pe lângă un hotel din București, era... Dar bine, stomatologie mare era, adică avea erau vreo 6 stomatologi acolo, fiecare cu cabinetul lui. Da. Numai recepția era cât eu ăsta, știi? Așa. Ca să zic. Și acolo, fața recepției, ne-am pus colegii mei, era și spectacol de improvizație, deci nu aveam decor la el sau așa. Și tot personalul imensei clinici,
cred că erau vreo 30 de oameni, că zicea, fiecare care vine, erau 6, fiecare cu stomatolog, cu asistent, acolo doi, veniseră și cu familiile, erau, nu știu, cred că peste 30 de oameni. Și am avut public și adică n-a nicio clipă, nu mi s-a părut, nu că ieși din comun, dar nu mi s-a părut, dom'le, neadecvat sau așa, sunt niște oameni care vin să te vadă cum le faci entertainment, să zicem, că asta era atunci. La, și dacă aveam o piesă cu text dramatică, n-aveam nicio problemă să... Te recunoaște lumea pe stradă când mergi și spui te-am văzut pe scenă? Da, se mai întâmplă. Și te simți bine? Te simți împlinit? Excelent! Fac parte din acei actori care nu umblă cu gluga pe cap sau... Știi? Adică te bucuri? Enorm! Enorm! Uneori chiar încerc să provoc chestia asta. Acum știu că ai venit cu metou. Te-ai recunoscut cineva? Băi, spre rușinea mea, m-au recunoscut doi oameni, dar nu mai știam eu de unde. Da, s-a întâmplat. Dar nu, eu, asta e o mare bucurie. Sunt. Eu, 40% din motivele pentru care am ales să mă fac actor. Deci te simți, pe scenă te simți în largul tău, ulterior. Wow, wow. Spune... Ca peștele în apă, mă simt. Să mă punem să vorbesc în public, o să fiu cel mai fericit. Cel mai fericit. Păi acum te pun să vorbești pentru public. Te rog, bă, oricând. Spune-ne totuși, ai spus că mergi foarte rar la teatru ca spectator. Spune-ne ultimele spectacole, ultimul spectacol care te-a impresionat ca spectator. Până acum ai vorbit despre cele în care joci. Ultimul spectacol care m-a impresionat extrem ca spectator se numește Noisy Love, jucat la Teatrul Infinit de către Indart. Cu Bogdan Gagu, da. Exact, cu Răzvan Răduță, cu Jasmin Glodeanu și cu Maria Costeschi. O colegă foarte talentată mea, cu care, bine, toată distribuția era talentată, dar pe Maria o știam un pic mai bine pentru că și joc cu ea în Bolnavul Închipuit la Teatrul George Ciprian din Buzău. Da, da, da. Și am avut foarte mult spectacol. Și altul? Ne mai poți recomanda ceva? Nu mi-amintesc care a fost înaintea astuia. Și asta când l-ai văzut, anul ăsta? Da, Noisy Love l-am văzut acum vreo săptămână. Ok, la Teatru Infinit, da. Da, și a fost... Ai și jucat. Mi-a plăcut foarte mult. Ai și jucat pe scenă Teatru Infinit, te simți așa, ca să zic, acasă acolo. Nu? Da, 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 am jucat, exact. Eu te-am văzut, de exemplu, pe bune la Infinit l-am văzut, dacă țin bine. Pe bunele? Da. Nu, tu cred că l-ai văzut la Național, la Sala Media. Ba da, la Național. Da, Național Sala Media l-ai văzut, da. Da. Dar ăsta a fost ultimul spectacol de teatru pe care l-am văzut. Am zis și eu să mă comport ca un spectator, să nu vin în pantalon scurt și tricou la teatru. M-am plecat și eu frumos, am pus o cămașă neagră. Ia să mă simt eu spectator. Crezi că spectatorii trebuie să îmbrace toți la patru ori? Nu. Mai multe. Dar am zis, dom'le, dacă așa mă duc așa de rar, măcar să fac un eveniment. E legea rarității. O dată pe an... Exact, dar worth it. Spune-ne cu ce regizor ți-ai dori să lucrezi. Adică să spui, uite, vreau și eu să fiu regizat de regizorul X. Nu știu, Afrin, habar n-am, Porcărete. Măi, nu am din astea, crede-mă. Nu? Nu. Pentru că sunt deschis să văd, cum ziceam, ce mi oferă profesia. N-am și nu sunt nici selectiv în legătură cu teatru. Adică dacă ți se oferă un regizor... Sigur îmi va plăcea. Ok. Ce primesc îmi place. Ok, deci n-ai nici un actor alături de care vrea să joci, sau actriță? Român, zic că acum dacă zici Robert De Niro, na. Nu-mi fac din astea. Ok. Dar repet, adică cred că reușesc să, dar nu că-mi propun. Cumva am constatat că se întâmplă să mă bucur de întâlnirea cu fiecare actor cu care mă cunosc, pe care nu-l știam, cu care nu mai lucrasem. Îl cunosc, îl descoper și mă bucur de întâlnirea cu el și mă bucur de faptul că ne jucăm împreună în scenă. Actor sau actriță. Ok, zi-ne despre filme acum. Ultimul film văzut care te-a impresionat. De pe fraia la cinema, da? Zici că ajungi rar. Da. Ultimul film văzut care m-a impresionat, nu știu dacă este ultimul, o să-ți spun unul mai vechi.
Spune unul mai vechi. Cred că e Truman Show. Truman Show. Ideea este că da, la filme e ok dacă zici unul vechi, că avem unde să le vedem. Da, da, la da. Spectacole poate s-au casat, poate da. N-avem ce să facem cu ele. Deci Truman Show mi-a plăcut foarte mult. Cu ăsta aș începe. Nu știu de ce. Ultimul film care m-a impresionat dincolo de cuvinte a fost o experiență întreagă. Se numește Immortal Beloved. Așa. Da, este cu Gary Oldman despre Beethoven și l-am văzut și într-un context în care chiar... Ne poți povesti contextul? Mi s-a dus fix în suflet. L-am văzut, da, l-am văzut la, într-o seară în care n-aveam... Acum, când în ultimele două săptămâni sau așa, noi fiind toți din distribuția Bolnavului Închipuit, cred că toți suntem București-based, ca zic așa. Și faceți naveta, da. Da, și fiind toți București-based, am repetat prima mare parte din procesul de repetiție aici, în București. Da. Dar ultimele cam două săptămâni am dus și ne-am stat acolo, la Buzău. Și s-a format așa o... și într-o seară ne-am strâns într-o cameră de hotel la... Nu știu la cine, la... la Iulica, parcă, sau nu, la Maria, nu, la Maria în cameră ne-am strâns și ne-am uitat la filmul ăsta, știi, și era foarte, că terminaserăm repetiția și a fost așa o, ne-am, cum să spun, ne-am spălat pe creier, că ne gândeam foarte mult, normal, la spectacol. Asta a fost o, a fost o... Și film românesc, nu ne recomand eu, nu? Film românesc? Da. Da. Păi cred că aș începe cu... Adică m-am surprins și am văzut, cred că e filmul meu preferat de după Revoluție, deși nu e singurul și nu e numai din, nu doar filme din zona asta. Regați ce-i tăcere, că ai jucat în el. Dar m-aș fi însut la un film al lui Naie și anume la Filantropica. După Revoluție, cred că e filmul meu preferat, deși am văzut și Moartea Domnului Lăzărescu și îl revăd de multe ori bine. Am văzut mai multe, dar nu știu ce, astea două poate? Filantropica, ok. Și Moartea Domnului Lăzărescu, deși sunt atât de diferite. Ți-ai fi dorit să joci în Filantropica, în locul Mircea Diaconu? Știu dacă în locul lui Mircea Diaconu, da, mi-ar fi plăcut să joc în Filantropica. Bine, cam greu, că aveam 17 ani pe atunci, dar... A, îți găseam o gol, colegi acolo, da, liceu... Da, ceva, da. Te-a venit cu pistolul când copiai? Da. Nu copiază nimeni. Da, exact, liber timpul și da. Da, deci un gol ți se găsea dacă... Da, dar nu, da, ori mai veni ocazie. Bun, și este vreun film în care ți-ai fi dorit cu adevărat să joci, să te uiți, să zici, uite, rolul ăsta mi s-ar fi potrivit? Asta tot la cineva de public e întrebarea. Foarte bună întrebare. Uite, ăsta mi s-ar fi potrivit poate ca adolescent, din un alt film din filmele preferate. Este primul film regizat de De Niro și este un film scris de Cez Palminteri, cu ei doi în rolurile principale. Dar e personajul adolescent din film. Cum se cheamă? Calogero. Filmul se numește A Bronx Tale. Poveste din Bronx. O poveste din Bronx, da. Iar personajul Calogero e bine scris, bine... uite, ăla mi-aș plăcut într-un fel. Un adolescent fragil. Nu acum. Atunci, bineînțeles, îți dai seama. Și acum? Ce ți s-ar potrivi? Nu știu. Stai să încerc pentru să văd, nu fac gânduri de-astea. Ce să fiu deschis la ce mi se oferă. Ok. Vorbim un pic și despre cărți. Ce vorbim citești? Ce vrei tu? Ce citești? Sau cât de des citești întâi și întâi? Acum o să urmez o perioadă în care nu o să am timp, dar... În principiu, să zicem în 2023, câte cărți ai citit? Știi că există Goodreads-ul ăla care ți le numără? Foarte, foarte puțin, pentru că știi că e chestia... am foarte puțin timp și chiar am făcut o medie, mai mult de 10-15 pagini pe zi nu apuc să citesc. Ok, dar citești în fiecare zi? Da. În metrou mai ales. Ok, vine ce gen citești? Dramaturgie? Poftim? Da. Știi ce încerc să fac? Încerc să alternez să am o ficțiune, o non-ficțiune, o ficțiune, o non-ficțiune. Zine și... ultima ficțiune citită. Ultima ficțiune citită cred că este Colonelului n-are cine să-i scrie. Un roman foarte scurt, de vreo 120 de pagini, de Gabriel García Márquez. Nu știu dacă nu se încadrează la novelă chiar, dar e de sine stătător, o cărticică de vreo 120 de pagini. Gabriel García Márquez zice că e una din cărțile lui preferate. Ba chiar a mers până acolo că a zis că a scris, nu mai știu dacă un Veac de singurătate sau una din marile lui cărți, a scris acea carte tocmai ca să citească lumea Colonelului n-are cine să-i scrie. Ți-a plăcut? Foarte mult, foarte mult.
Te impresionat. Și în principiu, pe partea de ficțiune, ce citești? Thrillere sau n-ai o preferință anume? Nu am. Chiar nu am. Dar îmi plac thrillere foarte mult. Adică una din următoarele pe shortlist este Stephen King, Un basm, se cheamă. Da, cartea aia stă la mine în bibliotecă. Dar... Da. Încă n-am, da, am înțeles că e foarte bună. Păi, dar Stephen King este un fel de thriller spre horror, adică el e... Adevărat, uite, asta nu e neapărat spre horror, din câte am înțeles. Ok, nu știu, că nu mă pronunț despre cartea pe care mi l-am citit, dar vreau să ne spui cu ce pasiuni mai ai. Nu prea mai am timp de alte pasiuni. Îmi place foarte mult să mă joc cu băiețelul meu, cu Iaman. Câți ani are? Să scriesc. Mulțumesc frumos. Are 3 ani face acum, peste vreo săptămână. O, la mulți ani. Mulțumesc frumos. Așa. Da, asta e mai mult decât pasiune, nu pot spune că e pasiune. Eu am vrut să zic pasiune ca să zic hobby, că engleza mă... Nici hobby nu e, o felie importantă din pizza care înseamnă Pavel, știi? Bun, dar mai vine un hobby pe care l-ai, nu știu, pescuit, habar n-am. Pescuit nu am, nu? Fotbalul, îmi place foarte mult fotbalul. Să te uiți sau să-l practici? Nu prea l-am mai practicat în ultima vreme, pentru că mi-e... Te-ai retras la 41 de ani. Da, îți dai seama. Plină glorie, îndrăznesc. Nu, dar... nici n-am mai avut timp, nici nu... Cu ce echipă ții? Cu FCSB. Deci FCSB este o pentru tine. Pentru mine, da, am mai spus și mi-am luat niște... Păi ca să mă jure și la aici. Da, te luăm cărnița împreună. Da, jumate. Absolut, împărțim frumos, avem satâr. Da... Și mă duc, când am timp, mă duc pe stadion să mă uit, știi? Să văd meciul, dacă nu, acasă cel puțin. George Mihăiță are niște amintiri când au venit echipa de fotbal. Delicioase. Da, cu Bănel, cu tot. Da. Nu știu dacă nu sunt mituri urbane, dar nu cred că sunt. Hai, mulțumim domnului Mihai, cred că nu, Mihăiță. Da, nu-mi permit să... Da. Și după aia a zis că Mataie și Ronaldinho al teatrului. Da, exact. Ție nu ți-a zis încă că ești Ronaldinho al teatrului? Ronaldinho nu mi-au zis, da, într-adevăr. Dar nici nu m-am comparat cu un fotbalist. Da, măcar un Nicușor Stanciu pe acolo. Mișu Bendeacă a avut o comparație, deci a avut o comparație prin anul 4. Așa... A zis că el e Mutu și eu aș fi Dorinel Munteanu. Că ești mai muncitor așa, măi. Așa îi se părea lui pe atunci și... Lui place să drogheze. Nu aș merge cu acolo, că nu știu chestia asta. Păi nu, dar ești un Mutu, da. Da, păi, dar nu știu asta, nu cred că se păstrează similitudinea. Nu se păstrează, nu. Știu că Mișu și Mișu e băiat cu minte. Nu, ce vreau să spun e că... am reușit să-l convinc că mai degrabă Chivu aș fi eu. S-a lăsat greu convins, numai când i-a spus că Dorinel Munteanu mai degrabă îi merge altui coleg de-al nostru, atunci s-a lăsat în convins. Da. Vom împărțați golurile, da. Și alt coleg, Alex Mihail, ne-a comparat pe mine și pe Bendeac cu 12, el fiind fan Manchester United, Alex Mihail, ne-a comparat în anul 4, atunci spunea că Mișu e ca Van Nistelrooy, iar eu aș fi ca Ryan Giggs. Deci stai la mai cu munca, deci tot pe acolo. Că Ryan Giggs era un favorit senzațional. A jucat până la 41 de ani. Absolut. Deci de-aia trebuie să te retragi acum, că ești Ryan Giggs. Ai văzut, dar acum să nu mă mai arăt pe scenă niciodată și... Eu mă tot gândesc, am un gând pe spate dacă am uitat să zic un spectacol în care joc. Știi? Și nu îmi dau seama. Nu, cred că ți le-am zis pe toate. Profesor, ți-ai dorit să fii vreodată? Păi sunt. Dar nu dai note. Cum? Nu dai note. Nu, note nu dau. Chiar nu dau note. Deci nu-mi place să dau note. Dar ți-ai dorit când erai tânăr o să mă fac profesor? Să... Nu cred. Nu? Când, adică te referi în liceu sau așa? Da. Niciodată. Nu? Niciodată. Nu. Păi în afară de actor mi-am vrut să fiu decât avocat. Până să-mi dau seama că... Și e mai ușor actor, nu? Nu știu dacă e mai ușor, asta vreau, asta simt, e mai pe personalitatea mea. Mai... Știi de ce te-am întrebat? Ai urmărit podcasturile precedente? Recunosc că nu. N-am timp să le urmăresc și pe alea la care am fost eu invitat. Acum. Bun. Măcar pe asta va începe. Sper să-mi fac timp, da. La final eu pun oamenii să dea note. Haide, bine, o să facem și asta. Și care e chestia? Eu... 3 note va trebui să dai. Da, o să dau. Atâta să fac o paranteză scurtă. Eu în general, când, știi care e chestia? Eu când fac o paranteză, pot deschide și 15 paranteze și mereu țin minte paranteza de la inițială de la care am plecat și chestia asta n-am spus-o întâmplător acum aici. Pentru, deci ce vreau să spun e, asta cu notele, există un clișeu despre mine, s-a propagat printre colegii mei, că domnul Pavel îi place tot.
Știi? Și că, vezi, doamne, teoretic asta ar duce în zona că, doamne, nu prea am criterii sau ceva. E o nuanță și tot încerc să le spun chestia asta. Da, mie îmi place tot emoțional. Dar, dincolo de asta, eu pot să-ți dau la sutime 7.83. De ce și cu argumente, de ce spectacolul ăla e de 7.83 și ăla e de 4.92 sau așa, știi? Doar că îmi plac și alea proaste. Asta, într-adevăr, e adevărat, dar asta nu înseamnă că nu le recunosc, știi? Un spectacol de 6.66, ai găsit? De 6.66? Da. Nu. Nu? Nu. Exact 6. Dar nu le mai știu așa în timp. Adică... Da, tu le notezi undeva într-un cagnețel? Nu. Pe moment, am exagerat cu 6.62, dar în sensul care... Da. Am și alte argumente dincolo de îmi place sau nu îmi place, știi? Deci, adică dacă vrei note, ai venit la persoana potrivită. Perfect. Vom începe cu tine. Dă-ți o notă ca intervievat astăzi. Ca intervievat? Da. Autoevaluarea este foarte importantă, știm. O să sune arogant, poate. Minus 10? Minus 10 e mai mică decât 1, că e negativ, știi cum e. Da, exact. Bună precizare, dar nu. Nu, ideea este că, basic, m-am chemat să fac ce îmi place mie, și anume să vorbesc. Și vorbești despre tine. Și anume să vorbesc pe mine. Corect. Plăcerea mea principală, într-un fel. Putem întâi de ore în șir. Bine, am spectacol seara. Așa? Dar acel minus e pentru că am tot avut pe spate gândul ăsta. Mă gândeam, bă, am uitat să-i spun un spectacol, dar nu m-a parazitat prea tare. Pentru mine, o notă? Ca intervievator? Da. 10, nu m-ai întrebat nimic din ce n-aș vrut să mă întrebi, m-ai întrebat tot ce aș fi vrut să mă întrebi, n-am niciun amendament. Și discuția a curs liber, relaxat. Pentru podcast, la modul general, cred că te întreb degeaba că n-ai mai urmărit nimic. Aici ai dreptate, da. Da. Nu e bine ce se întâmplă, eu cred că lumea se va uita și nu se va plictisi. Cred că asta e ideea. Asta îmi doresc. Și va afla și lucruri despre mine, că na, eu sunt invitatul tău acum și... Cam atât despre Pavel Bârsan, primul invitat din sezonul 2, podcastul La Cap. La final, ultimul cuvânt îl va avea el, în care va spune un mesaj de final pentru urmăritori și, într-o singură propoziție, de ce ar trebui să vadă acest episod. Ar trebui să vedeți acest episod pentru că am pretenția, sper că nu îngânfată despre mine și despre Emil, că putem să inducem o stare de bună dispoziție. Poate chiar să liniștim pe cineva care se uită, poate chiar să mai pigmentăm toată treaba cu o glumă, 2, 3, 17, 13 acolo, și un cuvânt de final, fără explicații suplimentare, o să fie 4 cuvinte, o enumerare, frezie, căprioară, fetiță, secret. Frezie, căprioară, fetiță, secret. That was... ca să bulversăm lumea total de final. Pavel Bârsan. O zi cât mai bună. La revedere. La fel, mersi.